După 70 am început să lucrez mai mult pe partea asta folcului. Sigur că avea o trupă rock, era dificil și din punct de vedere tehnic. Era greu să îți încropești niște scule care să poată fi, în sfârșit, competitive. Cunoșteam Phoenix-ul din perioada aceea, chiar din perioada dinainte de Baniciu. Și am fost și după aceea, am fost impresionat de faptul că ei aveau totuși cele mai bune scule din țară la ora aceea. Noi cu Sideralul în 67 și chiar Sfinxul mai târziu, încă Bibi Ionescu a fost o capacitate tehnică care a utilat trupa, dar ei veneau cu instrumente originale. Ei au cântat pe selmăruri pe vremea aceea și păreau niște scule de pe altă lume față de ceea ce cântam noi, în sfârșit. Și de aceea, pentru mine a fost mult mai simplu să iau o chitară, să lucrez chitara și să cânt. Versuri rar întâlnite în muzica folk a deceniilor trecute, Adrian Ivanițchi, deținând una dintre cele mai valoroase biblioteci de literatură, circa 10.000 de volume, dar și reviste literare. Absolvent al filologiei la Cluj, a fost unul dintre organizatorii cenaclului Agora, însoțit la un moment dat de un festival național de poezie, cu un impact extraordinar în țară pentru poeții 70-iști și 80-iști. N-auziți privighetoarea într-un liliac de fum, n-auziți privighetoarea într-un liliac de fum. Cât e timpul, ani și zile, clipe ca și săptămâni, iar când soarele și luna sapă în câmpii fântâni, te cheamă pe dumneata să-ți speli sufletul pe mâini, te cheamă pe dumneata să-ți speli sufletul pe mâini. La fântâna lui Bălcescu, la fântâna Heliade, ca la sărbători romane, fruntea mea urcă și cade. La fântâna Iancului, lacrimile au dat roade, la fântâna Iancului, lacrimile au dat roade. La fântâna Iancului, lacrimile au dat roade, la fântâna Iancului, lacrimile au dat roade, la fântâna Iancului, lacrimile au dat roade. La